Pandurii întâlnesc duminică 8 noiembrie de la ora 14 pe teren propriu pe ASEA Târgu Mureș. Nu va fi un meci ușor, mai ales că fotbaliștii doljeni vin după o înfrângere în fața liderului la zi, scor 1-0. Cu o victorie în fața ASEA Târgu Mureș, oltenii îi egalează pe oaspeți. Aca și Iliev sunt indisponibili pentru meciul de duminică. Oltenii pierd greu acasă. Acest lucru au simțit-o și Câinii Roșii, care au pierdut la scor de neprezentare. Meciul de la Craiova este un examen important și pentru italianul Cristiano Pergodi. Este un meci greu pentru noi. Întâlnim o echipă care joacă foarte bine, în special pe teren propriu, au un public inimos. Avem și unele probleme de lot care ne împiedică să aliniem cea mai bună echipă. Dar avem un lot competitiv, iar cei care vor intra vor lupta pentru echipă. Nu mergem să jucăm la egal, noi începem partida să o câștigăm. Importantă va fi prestația, dacă jucăm bine, putem câștiga, a declarat Cristiano Pergodi, antrenorul ASEA Târgu Mureș. Meciul este deschis oricărui rezultat. Publicul oltean va lua cu asalt stadionul pentru a susține favoriții în bătălia pentru un loc în play-off.